Întrebat fiind Iisus de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice, iată o aici sau acolo, căci iată, împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul vostru este. E important să țineți minte, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Oamenii neluminați chiar și cei ortodoxi, nu și închipuie împărăția lui Dumnezeu așa cum trebuie. Ceea ce și închipuie ei e mai aproape de închipuirea grosolană a musulmanilor care cred că viața veșnică a drept credincioșilor este o viață veselă într-o grădină prea frumoasă, unde îi vor înconjura tinere prea frumoase, unde se vor desfăta în mâncăruri grozave. Această concepție a lor e de un materialism grosolan, Hristos a spus că împărăția lui Dumnezeu e în lăuntrul nostru. Ea nu vine bătând la ochi, ci lin și pe nesimțite vine în inimile omenești și ea este deja în inimile drepților, în inimile sfinților lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu va începe pentru aceștia încă din timpul vieții lor. A trăi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă a trăi acolo unde împărățește Dumnezeu, Viața noastră duhovnicească, adâncă, preată inuită, se desfășoară în adâncul inimii noastre și împărăția lui Dumnezeu o să înceapă pentru noi atunci când în inima noastră se va sălășlui Sfântul Duh. Atunci, după cuvântul lui Hristos, la cei ce au păzit poruncile lui va veni el însuși, dinpreună cu tatăl său și locași la el vor face. Dacă se va învrednici dreptul de sălășluirea în inima lui, a Sfântului Duh, asta înseamnă că el este deja în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în inima omului, acolo sălășluiește și împărățește Sfântul Duh. Această împărăție a lui Dumnezeu nu vine deodată, nu vine bătând la ochi, la chemarea răsunătoare a trâmbiței. Împărăția lui Dumnezeu este intrare lină, pașnică, nebăgată de seamă a Duhului Sfânt în inima omenească. Sfinți ca Sfântul Serafim din Sarov, Sergie din Radonej, Antonie și Teodosie ai peșterilor erau încă din timpul vieții în împărăția lui Dumnezeu. În inimile lor se lășluia Duhul Sfânt. Pentru ei, încă de aici de pe pământ, începea luminoasa împărăție a lui Dumnezeu. Domnul le-a zis ucenicilor săi, Veni vor zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Și vor zice vouă, iată este acolo, iată aici. Nu vă duceți și nu vă luați după ei, că precum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Atât de neașteptată, atât de zguduitoare va fi venirea lui. Asta se va întâmpla fără de veste, când oamenii nu se vor aștepta deloc la asta, în ziua pe care numai Tatăl nostru Ceresc o știe. Dar, înainte de a scăpăra fulgerul acesta cu tremurător, trebuie ca Hristosul, după cuvântul lui, să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta. De care pătimire vorbea aici Domnul Iisus Hristos? Nu de pătimirile sale pe cruce vorbește El, ci despre alte pătimiri pe care în toate zilele, de la înălțare până la înfricoșătoarea judecată, le va încerca din partea oamenilor care l-au lepădat. Știa că îi va fi greu să fie lepădat de neamul omenesc, că îl vor chinui păcatele noastre. Toate războaiele sângeroase dintre popoarele creștinești aduc grele dureri inimii lui. Această durere îi o pricinuim prin viața noastră, prin faptele noastre păcătoase, prin gândurile noastre rele, prin cuvintele noastre necinstitoare de Dumnezeu. Despre această pătimire vorbește aici Domnul nostru Iisus Hristos, Spunând că trebuie să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta. L-a lepădat omenirea în cea mai mare parte a sa. Iar noi, turma lui mică, să ne temem ai precinui, fie și cea mai mică pătimire, prin simțămintele noastre rele, prin gândurile noastre rele, prin faptele noastre rele, de care să vă păzească pe voi, pe toți, Domnul Dumnezeu.